Bună ziua, încă o dată. Prin dispoziția domnului primar numărul 269 din 24 iunie, ați fost convocați pentru astăzi în ședință ordinară. Din cei 15 consilieri locali sunt prezenți 14, absentează nemotivat domnul Matei Laurențiu. Fiind prezentă majoritatea dintre dumneavoastră, ședința este legal constituită și își poate începe lucrările. Domnul primar, vă rog să prezentați ordinea de zi. După cum ați fost informați, pe ordinea de zi avem 4 proiecte de hotărâri, o suplimentare și punctul divers. Cine este pentru ordinea de zi? În unanimitate. Observații la procesele verbale transmise către dumneavoastră, din a 4-a și a 5-a și din extraordinarea de luna asta, de curent. Procesul verbal din 21-a 4-a, aveți observații? Dacă nu, supunem la vot. Au lipsit domnul Ciobotan Păduț. Cine este pentru? Procesul verbal din 12-a 5-a. Au lipsit domnul Durlan, domnul Marcuț, domnul Roșcan și domnul Matei Laurențiu. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Domnul Drilea și domnul? Și eu. Și domnul Roșcan. Și domnul Durlan. Drilea. S-a obținut, nu? Te-a obținut, Leoane? Nu. Te-a fost pentru, da? Nu, dar mă pun că eu v-am fost lipsă și da, 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 nu, nu v-am văzut cu la mea urmă. Așa, procesul verbal din 17-a 6-a, nu, plus din 17-a 6-a, au lipsit domnul Florea, domnul Oprea, domnul Zorț și domnul Durlan. Cine este pentru? Cât 10 pentru și 4 abține. Da. Mulțumesc. Domnul președinte de ședință ales, Rostan, continuați, vă rog, ședința. Da. Începem cu proiectul de hotărâre numărul 39/2021, privind însușirea și aprobarea documentației de dezmembrare în două loturi a unui imobil aparținând domeniului privat al Comunei Căiuți, înscris în cartea funciară numărul 62.556, per Comuna Căiuți. Domnul primar, dacă puteți prezenta la ceva referitor la acest proiect? Dacă ați studia proiectul, vorba de un teren de la ora zis neagenică, ca să-l cunoască toată lumea. Da. Care nu a fost... Da, a prezentat. Nu a avut acte la momentul cadastrării prin programul PNCC. Și asta e procedura firească să continui să-și facă acte de proprietar. Terenul e împrejmuit de viață, e a lui, nu e nicio problemă. Casa de jos, acolo. Acolo, este canal. Despre la tot. Da. Dacă se scrie cineva despre colegi la cuvânt. Da. Deci, scrie, spune la vot. Cine este pentru? Cine se abține? Împotrivă? 14 voturi pentru. Continuăm cu proiectul de hotărâre numărul 40/2021, privind însușirea suprafețelor măsurate a unor imobile aflate în inventarul domeniului public al Comunei Căiuți, județul Bacău. Da, dacă ați studiat proiectul, dacă mergeți, aveți ceva de... Nu. Da, sunt acele străzi care au fost în anexă. Se înscrie cineva la cuvânt? Nu, atunci să spunem la vot. Cine este pentru? Abține? Împotrivă? 14 voturi pentru.
Proiect de hotărâre numărul 41 per 2021 privind aprobarea încheierii actului adițional la contractul de prestări servicii silvice încheiate cu Direcția Silvică Bacău. Da, este vorba de renoirea contractului. Renoirea contractului, cum se spune? Și modificare de preț, da. Sunt ajutor de tarif, iar Ronsilva va intra în figoare când iau noile prețe. Da, domnul Dumnezeu, răspund. Aș vrea să vă întreb dacă ați mai studiat și altă posibilitate vis-a-vis de contractul care se face pentru faza pădurii, cele 194 de hectare, întrucât, la ce, dacă ne uităm aici, s-a mărit cu 50% tariful la Ronsilva. Dacă nu sunt alte oportunități, ocoale, silvice, pe 20 de lei la un hectar se aruncă câteva zeci de milioane. Ta perioadă. Deci dacă ați mai studiat piața și puteți da altcuiva faza. Dacă nu, nu știu, fundamentarea lor, ce se întâmplă, de, s-a murit atât. Da, simplu. Mulțumesc. Mi-ați zis ceva, vă? A, fost mărirea venită la regii, nu e mărire specială pentru tăiuți, e pe toată România, probabil. Nu se mai încasează de la particular, domnule. Și, iar vis-a-vis de alte ocoale, avem experiența cu contractelor cu ocoalele private și cred că nu e oportună să dăm liniștea pe Gâlceavă la momentul ăsta. Deocamdată avem liniște acolo, nu sunt probleme. Nu avem, ne poate spune chiar și dintre consilieri care răspund direct de treaba asta prin serviciu care o luau și cred că e oportun să ținem suprafața de pădurii la Ronsilva, nu la ocoalele private. Asta este... Da. Și dacă nu aveți intervin, nu știu ce probleme, spuneți când au fost că eram primar pe vremea aia la alt ocol. Eu vă spun sincer, și nu vin acum să motivez, eu din ce aud, s-ar părea că sunt niște probleme și la noi. Numai că sunt așa, știți cum, acoperite, să nu se află. Dar niște probleme s-ar părea că sunt, din ce aud la cetățeni, crescătorii de animale care merg, eu n-am fost să mă uit. Nu sunt caracter, dar nu că e liniștit. Am zis efectiv ca bani, că dați, o să dați cu 50, dați 100 și ceva de milioane pe an mai mult. Ca să vă și spun unde se vorbește că sunt probleme, este suprafața aia, dacă știți, nu știu, nu rețin dacă erați dumneavoastră viceprimar sau nu. Partea stângă, cum coborând la Brăduleața, este o zonă de pădure. Au mai fost niște probleme acolo cu două persoane. Mă rog, a fost gardă, silvic, ce mai fost. Acum ce se vorbește acolo, că s-a tăiat și se mai taie în continuare lemn. Deci, la Mateiaș, de cum urcați de la podul 1 la deal, până în limită cu pădurea de stat. Acolo este o zonă. Dați-mi voie. Vorbim de altă suprafață, vorbeam de ce a dat în pază. Dar eu vorbeam la general, nu de ce a dat în pază. Vorbesc că și aia ar fi trebuit să o dăm în pază. Vorbim de contractul cu Ronsilva, vorbim de... Bine, o să vorbim la diverse atunci. Bine, mulțumesc. Mi-ați zis ceva, bun? Spune-o la bun. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? 12 pentru și 2 opțiuni. Mergem mai departe. Proiect de hotărâre numărul 42 per 2021 privind însușirea raportului de evaluare înregistrat sub numărul 7370 din data de 18.06.2021 și aprobarea cumpărării unui imobil, teren și construcții amplasat în integralul satului Căiuți, comuna Căiuți, Bacău. Să scrie ceva la plângă. Nu fiind solicitate să scrie la cuvânt, să punem la vot. Cine este pentru? Cine este abține? Împotrivă? Hai să zice votul pentru. Dacă îmi dați voi, o să vă dat la proiectul ăsta. Aia e vorba de terenul din la Biserica Căiuți, după cu raportul de evaluare. S-a făcut o negociere de la 40.000 la 39.000.
nu? Zic bine? Da. La 40.000 la 39.000. La... și diferența de 10.000 de lei o să pună preotul din Ciosul de la oameni. Ca să știți așa, în general, 1.000 de lei. Dacă întreabă cineva, dacă... Deci se va, în, imediat, a, săptămâna asta, maxim săptămâna viitoare, se va cumpăra acel teren. Săptămâna viitoare. Da? Deci, da. Despre asta e ținut. Trecem la proiectul de suplimentare în ordine de zi, și anume proiect de hotărâre numărul 43/2021, privind plata sumei de 1.642 lei, reprezentând cheltuieli de executare silită, dosar execuțional 02/2021. Dacă sunt întrebări, sunt discuții pe marginea subiectului. Domnul primar, puteți... Este un proces pe care l-am avut cu familia Filip. Am pierdut atât noi, atât noi, Comisia Județeană, cât și Comisia Locală. Prefectura au deja și-o plătit cheltuielile de executare. Trebuie să le plătim și noi. E o cerere depusă de prin 90 și ceva, cât 91. Să căutăm moții. O să-i căutăm, dar până în una alta trebuie plătită această sumă de 1.640 de lei. Doamna, sunt legale plățile acestor sume, chiar cu aprobarea Consiliului Local? Da, așa nu s-am indicat în raport. Din ce mai rețin eu, anumite sume nu... De obicei se analizează astfel de plăți de către auditorii Curții de Conturi. În toamnă avem. Sunt legale, v-am indicat cadrul legal în raport. Dacă sunt legale, deci cu care să nu sunt legale mai... Când se pierdea un proces, da? Nu, e reglementată. Asta e o hotărâre judecătorească. Orice proces sunt două părți și una e pierzantă. Asta nu înseamnă că... Probabil să va face o analiză cine se face vinovat și... Dar e discuție, da. Niciun caz nu se plătea să consiliu. Nu, vreau să stați neștiți. Am dat timp cât am semnat proiectul de hotărâre, eu mă asum. Mi-a scris cineva la vânt? Spunem la vot. Cine este pentru? Cine se abține? Împotrivă? Nu, am fost pentru. 13 pentru și abține. Da. Trecem la punctul diverse, având în vedere că avem pe... Ce anume? Nu, având în vedere că avem un invitat sau, să spunem, un cetățean din comună, dăm dreptul dânsului să vorbească, să ia cuvântul primul. După care o să dăm cuvântul domnului Oșia. Domnul Torbinski, chiar este mântul. Care e treaba la care e domnul primar, la propunerea domnului Oșian, în legătură cu strâna acolo, dacă găsiți o soluție. Domnul Oșian, ați întrebat soluție. Eu zic, la ședința anterioară care am fost, la treaba la care vin, dacă ați găsit o soluție, cum faceți cu strâna aia. Dacă ce? Găsiți o soluție. Am că... văzut ei imediat după ședință cu doi prin consilieri. Nu știu care, cu câți am fost. Am fost la teren și după aia am mers acolo. Am mai trecut iar cu doi, trei, în altă zi. Am analizat... Ce să vă spun? Încă o dată ajung la concluzia că e o chestie personală. Nu e o chestie... și nu mai eu. Toți colegii cu care am fost, au da, fost cum? Da, am fost cu Mania, cu Gabără. Eu am fost cu Gabără. Liberă în poședință. Ok. Ați văzut poziția? Da, am văzut poziția. Da? Ok? Da. 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 Nu știu ce a fost înainte. Probabil nu ați spus ce a fost înainte. Cu domnul Matei am fost. Ce este? Da, da, da. Am văzut din mașină. De mașină. O groapă de cum ai văzut acolo? O platformă unde să repoziteze cu noi? Lângă stâng. Nu, nu, nu. Aia era o distanță modestă. Gunoiul din locația respectivă. Trebuie să aibă o platformă de gunoi. Ați văzut-o? Spuneți-mi dacă ați văzut-o.
Vă întreb un curtea omului nu a fost. Păi nu în curtea omului, că eu nu ține oile acolo, că dumneavoastră n-ați fost în curtea, ați fost în locația respectivă la stâna. Da. Vă întreb dacă ați văzut o platformă de gunoi, tot ce ia de acolo, dacă te postează undeva, ați văzut-o? Nu, ați văzut-o. Nu, ați văzut-o. O să plângeți În ședința precedentă, când dumneavoastră a participat în legătură cu această scrână, domnii mei, eu am făcut o propunere. Dumneavoastră n-ați spus care propune. Propunerea mea a fost următoarea. Executivul să înainteze o adresă către respectivul, către ciobanul respectiv, să-i pună în vedere obligativitatea respectării cu articolele de lege să le treacă în legătură cu respectarea problemelor cerute de dumneavoastră și de lege. Așa? După care, executivul, dacă făcease, dacă face treaba asta, eu consider că și-a făcut treaba, a încheiat. Noi, consilierii, ne-am dat cu părerea, rectorul ne-am dat personal cu părerea și am făcut această propunere. Mai departe, rezolvarea este ca dumneavoastră, dacă constatați, să vă adresați organelor abilitate în rezolvarea problemei respective. Și subiectul s-a închis. Această problemă se închide. Dacă respectivul domnul Turbinski nu respectă legile în legătură cu stâna aia de acolo, dumneavoastră vă adresați organelor abilitate să rezolve problema respectivă. Rest, gardă din mediu și așa mai departe. Domnul Teamă, ești de acord? Păi am făcut toate procedura, dar și noi iar și la fel. Păi da. Păi dacă domnul primar, mă scuzați, deci că a fost domnul consilier, asta am întrebat încă o dată. Dumneavoastră ați văzut o platformă unde este depozitată cu noi? Nu. Și vă întreb simplu. Spuneți-mi și mie, când unde oile alea, unde depozitează zâdâna? Când își vinde mei toate organele interne de la animalele alea, unde le depozitează? Unde le aruncă? Spuneți-mi și mie. Ați văzut undeva o platformă unde omul, toată mizeria de ferma respectivă, să o depoziteze undeva? Spuneți-mi dacă ați văzut dumneavoastră. Ați văzut doar atât. Fosa aia, probabil, da, atât, dacă ați fost acolo. Ați văzut undeva? Spuneți-mi și mie dacă e legal. Atâta vă rog, spuneți-mi dacă e legal. Deci, nu știu, nu-i trebuie niciun aviz. Cum dumneavoastră ați avut o ședință anterioară cu ceilalți crescători de animale și ați fost foarte sever la acei cetățeni care cresc animale. Cu domnul respectiv care are aici. Acest domn nu trebuie să deplinească nicio legislație, nimic. Chiar așa s-a amplasat acolo, fără un studiu, fără nimic. Că dacă pășunează prin locația respectivă, domnule, trebuie să fac omul. Și eu pășunci, acolo are stâna, nu mai are stâna. Uita, domnule, sunt de acord. Animalele sunt registrate, vă întreb. Animalele are un clotariu de la ureche? Sunt registrate undeva? Mă întreb și eu așa, dacă eu aleg partea legală. Ați sărit la... De ce? Dacă sunt registrate animale. Vorbeam de fosă și de toate din urmă. Păi, dar domnule, eu... De miros vorbeam. Eu vorbesc de procedura legală. Deci, înființată... Oare e registrarea? Nu știm păi, dacă e înregistrat sau asta. N-aveam cum să știm. Eu nu vă cer să știți dumneavoastră. Eu vorbesc cu domnul primar. Ce nu e acolo, la prima noastră. Noastră știți dacă sunt registrate? Parte directă, cred. Domnule, cred și o parte din ea nu răspuns. Dar peste noapte știi primarul câte doi amus, omul, dar fac sincer să spun. Păi să vă spun, dar dați-mi voie să vă spun. Păi nu fi, e prima dată care mă vezi v-ați văzut aici? Nu e prima dată. Păi și atunci, sunt de 4 ani cu această problemă. Deci în 4 ani de zile n-am avut timp să vă ridice. Da, peste noapte știi cineva că voi mai aduce când le-a registrat? Să zicem că avea 10. E o lună de zile de când a fost la ședința de luat. Era un problemă miloasă. Deci da. Omul de aici este de miloasă. Am văzut că este de miloasă. Omul nu mai vine pe acasă, nu mai ține acasă. Dar era zonare, nu poate poziția. Deci, domnule, deci dumneavoastră vorbiți din poziția... Ce spune? Nu, mai trebuie să mergi și să numărăm oile unul la care să mergi. Ați venit cu o plângere că miroasă. Cine, domnule, care plângere de miroasă? Păi că miroasă că nu-ți duce să ne stă lângă casă. Acum asta n-ai dus-o mama mai din partea aia. Ia nu-i bine. Păi, domnule, vorbești din cunoștință de cauză sau din vorba așa? Păi aia să-ți arăt un arcat poză, că de aceea, că nu știu, un consiliu din
plecat afară. Suntem dragi consilieri, dacă îmi dați voi, eu sunt de acord, am chiar ședința asta să mergem cu toții acolo și acolo să discutăm la fața locului. Domnul Lulu, eu știu care e problema, cunosc. Și mergem acolo la fața locului cu toții dacă vreți. Eu mă duc oricând, nu-i problema, am fost și mai merg. Care trebuie să le-am băutură cu și ceilalți se vor de mare iau și respectiv slab, inclusiv proprietarul. Este singurul, domnul Lulu. Dă-mi voie, te rog. Este singurul crescător de oi, de animale, care e pe pășunii private. Ceilalți nu sunt pe pășunii private. Domnul, nu trebuie nicio autorizație de nimic, de la primăria Crăzunului. E pe pășunii private. Nu trebuie autorizație sanitară veterinară. Județul Bacău nu este nicio stână autorizată. Sanitară veterinară. Exact. Deci toți ceilalți care au stâni pe teritoriul comunii, care spuneți mea, că a fost exigență că le-am dat pe aia, pășunează pe pășunea Consiliul Local, la primărie. Ei, acest om are un, o hârtie, un contract cu un privat, cu un proprietar. Pe dumneavoastră vă deranjează disconfortul mirosul. Disconfort, aia vă deranjează. Hai să domnule, sunteți în contractul acela, domnul reclamație, domnule, că îl lasă să pășuneze fără contract. Poftiți? Reclamație că îl lasă să pășuneze fără contract. Acum, hai să nu are contract. Probabil are, că îi dă ceva, cred că nici ăla nu-i prostul ăsta degeaba așa. Probabil îi dă ceva. Păi, dă-mă, probabil, nu. Probabil îi dă ceva, el câștigă ceva și eu ce fac? Eu suport, da? Deci ăla câștigă, ăla câștigă și eu suport. Știți cum e asta, domnul Lulu? Cum un vecin din gardul dumneavoastră ar crește un porc sau un ied sau că ar fi acolo gard în gard și vă deranjează că miroase. Sau o vacă sau un cal. Suntem la țară totuși. Dar totuși, dar nu e diferența ca margini la 1 la 200? Păi nu, dar e diferența de la 1 la 200. Dar una să fie la 2 metri și asta, alta să fie la 2 km. Care este un kilometru jumate, domnul? Care este E în gardul dumneavoastră? Domnule primar, dă voie făcute poze recente. Domnule, îmi dau seama ce mi-arătați dumneavoastră. Mi-arătați că pășunează. Da. Una e țarcul care îl are și alta este când pășunează. Că pășunea este până pe marginea drumului. Ce să-l expropiez eu pe omul ăla care are pășune acolo? Dar pune și interdiți-vă până acolo, poate dușmă, îmi pare și în fața casă pășunează, nu? Deci nu v-ați acasă unde nu se ia, că ăla e primar. Îl lăsăm în față acasă, bine, în față acasă, mă mută cu casa acum, pe care l-am scădat. Că la un moment dat aveați discuții și vedeți de curtea lui. Până la urmă el, dacă își ține 10 oi sau 5 oi în curte, îi ține și le ține în curte, omul, că asta e viața. Fiecare dintre cetățeni din comuna asta poate să-și țină 5 oi în curte. E lege, e după lege. Păi, nu vorbim de 100-200, vorbim de 5 oi. Dar vorbim de lege, numai pentru parte vorbim de lege. Sau vorbim și pentru legea care spune și partea mea și partea lui, numai pentru parte vorbim de lege. Eu asta vă întreb. Deci legea spune că are voie pentru el. Legea spune că ăla care a încercat are voie, aceea. Bă, dar legea care nu apară pe mine, apă care nu apară pe mine, pentru mine nu mai intră lege. Nu e cu și mie, numai el, numai el acum aici. Cu ce, să, cu ce vreți să vă apere pe dumneavoastră? Domnul meu, găsim o soluție. Așa. Da? Vreau să vă spun eu astăzi, am mis la discuția mea cu care vreau și măsură de patru ani. Spuneți o măsură, la câte reclamații am făcut, o singură măsură, am mis la nivel mai Domnul Turbinski, eu nu am la nicio măsură. Dar când a venit garda din mediu, la măsură? Dar când a venit DSP-ul ăla, la măsură? Dar au luat sau nu au luat? Care măsură, domnul? Și au venit, au luat măsură, au făcut procese verbale, au măsuri, dar ce vreți? Să-l ia pe ăla pe sus, să-l arestezi? Nu o să vine nimeni niciodată să-l arestezi. Dar nu știe nimeni să arestezi, iar când a luat măsură pe celălalt. Când a avut o ce? N-a avut o fost, da? N-a avut fost, da. Sigur, pentru asta l-a menat, pentru fost aia. I-a dat 10 milioane. Da, 10 milioane. Dar data aia de mediu și-a făcut aia proiectul, da? Dar de ce mă întrebați pe mine? Întrebați-mi pe ei! Nu, nimeni nu face datoria. Deci, da, vreau ca de doi n-am văzut. Am văzut cum era fost. Am întrebat cum era fost. Domnul Orvesti, vă scuzați. Am înțeles, aceeași problemă o discutăm și în părința anterioară. Nu, domnul, dacă mai aveți altă problemă pe altă speță, vă rog să o abordați. Asta o revenim la sfârșit, că avem și probleme în comunitățile. Ok, ai folosit întrebarea așa mai da. Și ne vă rog de scurilor și eu cât a adus toată renovarea care faceți în primăria asta. Așa, desmatic. Dacă abia am început, nu să știu.
Domnul președinte, avem un deficit. Poți să ne mai fie, cred că probabil, nu o să apară niște modificări. Domnul președinte, da. Da, și... domnul. Eu zic acum o părere, zic eu, de mijloc. Legea pensionatului, doamna secretar, vă rog frumos să mă contraziceți când o stăpâneți bine, dacă spun bine sau nu. Legea pensionatului este aceeași, indiferent de forma de proprietate a terenurilor. Aș vrea ca la ședința următoare, dacă dânsul are timp, cu legea pensionatului, chiar am să o studiez și eu, să vedem. Eu din ce rețin să impun totuși niște limite. Eu nu țin nici cu Turbinski, nici cu ăla, mi-s prieteni amândoi. Dar dacă e atâta scandal de atâția ani la toate ședințele, impuneți prin legea pășunatului să poate impune o regulă strictă, indiferent că mâine, dacă e pe teren privat, vedeți că este și stipulată creșterea animalelor. Nu prea nimeni dă voie să ții 100 de oi în curte și vecinul suporte mirosul meu. Nu-i cazul. Spun la ce a spus domnul primar. Așa e, nu trebuie să fim nici împotriva crescătorilor, nici în defavoarea cetățenilor, care nu sunt datori să miroase, ci miroase. Eu asta zic, prin legea și pășunatul, impuneți-i, domnule, băi, de la râul ăsta la vale, nu treci, că puteți face asta. Îi dați un proces verbal de amplasament, un proces verbal cu delimitare de pășunat și încheiem scandalul ăsta care, sincer, este veșnic și nu, chiar nu se găsește o cale de mijloc să-l încheiem. Impuneți canalul ăla clar, băi, de acolo la vale nu treci. Că așa, na, treci oile și peste calea ferată sau bagă în curte la nu știu. Nu este normal. Nu este normal. Legea pășunatului e aceeași, indiferent de forma de proprietate a terenului. Că și când se duce la un om pe teren privat, sunt, nu pășunează toți numai pe terenul privat care le-am dat. Că dacă luăm raportat la numărul de animale, la 10-12 hectare cât are el acolo, n-are ce căta cu mai mult din 90 de oi. N-are ce căuta acolo și el cred că are 3-400. Eu de asta spun, găsiți o cale din mijloc și încheiați odată scandalul ăsta. Și omul ăsta vine de atâtea ori în ședință și dumneavoastră cred că v-ați săturat să tot vină. Păi, impus, băi Mihai, nu treci, și asta e. Că e scandal și îmi creezi disconfort la primărie. Cred că și dumneavoastră v-ați săturat și viciului și toți. Mergem acum, ce să vedem? Da, de spun... asta suntem aici, suntem la vă mulțumim. Păi de asta vreau să zic, ce zici, mergem toți consilierii, ce rezolvă, ce să vedem? Când dumneavoastră autoritate locală, prin lege, aveți om care cu pășunea. Mai spuneți-i să stea și la servici la primăria, cu pe bunii. Când spun consilierii că de unde să știe primarul câte oi are X, trebuie să știe primarul. Pentru că paznicul din pășunii, de-aia este plătit. Să știe ce oi sunt, câte sunt, cum sunt, cât le are, să se respecte limita din pășunii. Că de-aia va de la primăria căiuți. Deci sunt modalități și aveți și pârghile necesare prin care să vă impuneți. Și terminăm cu toată mascarada asta de 4 ani care vin aici. Iar legea vă dă voie să faceți asta. Eu vă garantez asta. Iar dacă luăm să ne gândim invers, dăm să spunem de platforma de gunoi, nu, dumneavoastră, și noi deținem o platformă de gunoi pentru gunoiul de la animale, prin care domnul de la sână trebuie să, obligatoriu să aibă contract cu primăria Căiuț, că își duce și își depozitează gunoi acolo. Asta e respectarea legii în comun, după bune. Că de-aia am făcut aia acolo, să-și ducă gunoiul. Și face o platformă primară, betonată, și încarcă gunoiul, plătește la noi, la tractori și la tot ce, și îl duce acolo. Asta e calea legală, cum nu avem pârghii și căli legale? Să terminăm o mascaradă de 4 ani. Și eu credeți-mă, nici dacă mergeți odată, vă iau la o bere, să vedeți discuțiile care sunt cu oile astea în cartier. Sunt și pro și contra. Găsiți calea din mijloc. Ori, domnule, nu te încadrezi că e proprietate privată 10 hectare, n-ai ce scazi cât cu 80 de oi. Eu nu știu cât din cărcătura pe hectare acum. Restul iasă-l frumos, cât spunem la dispoziție, se scrie în fermă, are izlaj, du-te, frate, și pășunează. Păi, găsiți calea din mijloc. Ia faceți-i proces verbal, dați-l la poliția locală, la paznicul de pășuni și urmărește treaba asta. Și nu mai vine cu oile, nu mai vorbești, că nu-i singurul. Dar sunt oameni cu bun simț care nu vin. Puteți odată mascarada asta cu niște oi între Mihai și el, că o să ajunge mâine. Păi mâine se bată când se întâlnesc pe drum, își dă în cap. De ce? Când aveți legea la dispoziție și puteți face ordine. Noi vorbim de platformă, dar vine imediat, își dă. Dar are vreo unul din crescători de animale contract cu noi să-și care cu noi acolo, că de-aia e făcută platforma aia. Dar nu are.
Ce să facem? Avem tractorul, avem toate, eu nu zic că e bine și ce cărați gunoi de la restul proprietății lor, dar ălea toate suntem cărați și gunoi, lumii hăiță, lui, cine mai sunt căsit pe termoane. Și nu mai atât scandal și mascaradă de 4 ani zile. Vă mulțumesc. Domnul Deilea, aveți o poate eu referitor la cazul ăsta care se discute cu două ședințe? În primul rând aș întreba dacă primăria are obligație să încheie contractul una și a doilea dacă amplasamentul s-a făcut legal. Amplasamentul stânii, cu respectarea distanței care se știe când eram viceprimar la 1000 de metri de ultima locuință. Așa, una. Eu am mers acolo, personal m-am uitat. Eu zic că totuși tâna este față de ultima casă, este la distanță rezonabilă. Ce v-a afectat pe dumneavoastră? Căldurile și gunoiul depozitat vă vine miros. El văd că nu mai are treceri să vină încoace pe izlază. M-am uitat, nu mai are trecătoare. Primăvara a fost, acum nu mai are. Ca să stângă litigiul ăsta, dumneavoastră ați mai venit odată cu treaba asta și foarte bine ați făcut, ați sesizat organele care sunt competente pentru anchetarea la protecția consumatorului. Dânsul poate să rezolve cazul. Deci cine? Dacă primăria este legal constituită cu amplasamentul stânii și respectarea distanței de ultima locuință, atunci situația n-ar decât să o s-o regleze comisia de la protecția consumatorului. Cu asta, eu știu, nu o dați pe noi, noi nu avem putere cum aveam acum 20 de ani Consiliul Local. Acum fiecare își are puterile lor, mai ales... Eu vă cred că dumneavoastră... Deci nimic legal nu e acolo. Să se facă numărătoarea legală, cum a spus domnul Turlan, dacă depășește numărul pe suprafața respectivă, trebuie respectată și ca suprafață de păsunat și ca număr de animal. Eu înțeleg treaba asta, dar făcut omenește și cine de competență rezolvi treburile. Nu ne putem ține pe noi, sunt oameni care au servit, trebuie să mă credeți că asta vreau să vorbesc cu executivul, 99% din consilieri sunt oameni care merg în producții. Noi suntem 3 pensionare. Ședința este la o oră, zic după mine, dânsul o să stabilească executiv, este la o oră nepotrivită, ora 15. După mine, așa, după gândirea mea, trebuie cam cel târziu ora 16. Prea de gravă pentru oamenii care sunt în producție, care lucrează. Unul nu poate veni, majoritatea sunt în fondul forestier. Au probleme cu marcări, cu mijloc de transport, dar câte probleme nu sunt acolo. Trebuie luată legătura, adică cu executivul se poate să demareze o leacă cu ora mai încolo. Da. La capitolul dumneavoastră spun cine o rezolvă. Nu mai protejează consumatorul. Dacă e legal constituită, n-ar ce fac, puteți merge până în pânză. Dacă nu e legal, cineva îți trage... Domnul consilier Matei Ioan, aveți cuvântul. Vreau să fac o întrebare referitor la speța discutată astăzi de domnul, dacă Consiliul Local îi revine cu atribuții în treaba asta sau nu. Din câte văd, e vorba de aplicarea unei legi. Nu știu dacă Consiliul Local are să trebuie un amestec să ne apăgăm în treaba asta și discutăm de o oră, pierdem timpul, că nu sunt atribuțiile Consiliul Local treaba asta. E executivul. E executivul, nu are decât să studieze legea, să o aplice. Dumneavoastră, vă adresați cu reclamații, nu sunteți mulțumit de reclamații, vă adresați în instanță și ultima soluție este instanța. Toate primările, varianta cea mai simplă pentru un primar și pentru consilier, e simplu, domne, să evităm noi discuțiile și n-avem noi băteasă de cap, du-te, domnule, în instanță. Până să ajungă în instanță, scuzați-mă, vă rog. Puteți să dăm noi Consiliul Local, să dăm o hotărâre de Consiliul Local să facă ce? Domnule, vă întreb un singur lucru. Nu avem atribuții noi să dăm... Dacă stânga e autorizată... Domnule, deci țin de primar, de executiv. Nu, suntem 15 oameni aici, vă discutăm problemele astea, că nu țin de atribuții de Consiliul
Ca de cine, domnule? De executiv, primar. Vorbesc cu domnul primar? Păi mergeți în audiență fiecare zi, vedeți la domnule, de 4 ani, de 4 ani, dumneavoastră, dați-mă, vă rog, eu vă cred un disconfort că am venit de 2 ori la dumneavoastră și nu mă supărați. Eu de 4 ani continuu fac reclamații. Nu înțelegeți. Puteți să vedeți în fiecare ședință. Noi nu vă putem ajuta. Eu nu doresc să vedeți. Nu avem pârghia legală. Noi Consiliul să vă ajutăm. Păi găsiți-o. Găsiți pârghia legală, găsiți-o. Păi pârghia legală este executiv. Domnule Consilier, Iulian, care mai cunoașteți legea? Domnule, sunt puțin, nu mai putea și eu. Nu vreau să contrazic, domnul Matei. Să știți, prin faptul că am fost aleși ca consilier, citiți în lege, să vedeți că consilierul reprezintă interesele cetățeanului comun în cadrul Consiliului Local. Și problemele cetățeanului și vine cu propuneri cu totul, putem face un proiect de hotărâre prin care să delimităm o zonă de pășunat. Dar să pot găsi pârghii și cărți din mijloc să nu mai vină aici să rezolvi odată. Sunt pârghii care se pot face. Domnule, dar ce problema spune să ține impuși de executiv și nu-i pus local. Ține dânsul, cred că a crezut, dacă nu a găsit înțelegerii la executiv, a venit la deliberativ, la consilier. Și noi reprezentăm interesele comune. Că fără noi, dacă nu ridicăm mâna, nu funcționează executivul niciodată. Eu n-am spus, am spus mai înainte cum. Executivul scăsească o pârghie și o cale din mijloc, putea rezolva probleme. Că poate să o rezolvi. Noi o rezolvă nici Matei, nici Dunan, că am zis, degeaba mergem acolo, de 100 de ori. Mergem, privim, plecăm. Da. Dânsii au pârghii și au legi care le permite să rezolve problema. Are. Dânsul n-a. Bine că nu da. Se duce, nu-l bagă seama, poate. Da. Da. Domnul Borceanu, o dată dacă aveți ceva de... Domnilor, cred că putem trece la diverse, da? Da. Dacă nu trecem la diverse, s-au pus niște întrebări. Îmi permit să dau eu răspunsul la niște întrebări a colegilor. Și care sunt competențele noastre în legătură cu această problematică? Domnilor, luat sufletește, noi consilierii trebuie să ascultăm păsul tuturor concetățenilor care ne-au trimis aici să deliberăm. În speța în cauză nu avem ce delibera. Cu empatie față de, problema ridicată de domnul Tosbinski, mă repet, cu riscul că am să vă plictisesc, singura cale a noastră, eu ca și consilier, am propus executivului să înainteze o hârtie. Dacă n-a făcut-o, haideți să-l mai rugăm odată pe... să-l mai rugăm odată executivul să înainteze o hârtie în legătură cu această problemă, să indice ciobanului respectiv obligativitatea respectării legii în legătură cu stânile și cu asta basta. Și cu asta, basta. Eu propun și să-mi dați cuvântul în continuare să atacă problemele diverse. Domnule președinte, la probleme diverse. La probleme diverse am făcut un număr de... Nu e obligatoriu să mă asculte, dar bară să facă liniște, atât. Dacă... La probleme diverse am punctual 8 probleme de ridicat. Una. În satul, toate problemele sunt, sau majoritatea, sunt ridicate de către concetățeni de-ai noștri. Prima problemă. În satul Hertiu, la magazinul doamnei Veronica, este un șanț. Dumnezeu a acuzat că, nu știu din ce motive, șanțul respectiv este înfundat. Domnilor, în anul când s-a dat în funcțiune asfaltarea Heltiului, drumului de la Heltiu, eu am făcut parte ca invitat din acea comisie de recepție și am solicitat câteva aspecte, respectiv unul de îndreptare a lucrurilor care s-au petrecut în acel an. Unul din ele a fost realizarea unui șanț de la acel magazin, căci până la acel magazin dinspre școală este șanț speriat, realizarea unui șanț până la canalul care traversează în dreptul casei domnului Motoiu. Nici până la această dată nu s-a realizat. Eu cred că dacă se cheamă cineva să verifice planul, planicitatea șanțului respectiv, îl putem realiza manual cu mâna, cu mâinile, cu lopețele și hârlețele.
Și lucrul ăsta trebuie făcut altfel, într-un loc de la... E alimentar acolo totul, și un magazin alimentar. Stagnează apa, miros neplăcut, insecti, șopârle și alte urătăni. Deci prima problemă, vă rog frumos să o aveți în vedere. Cea de-a doua problemă. O altă problemă ridicată în același sat, fântânile de la Ciurea. Am discutat-o și cu dumneavoastră, fac cunoscut dacă se vadă, am discutat-o și cu cetățenii din acea zonă. Eu personal le-am explicat că în perioade de ploi, scurgerile apelor din precipitații se duc nu numai în fântânile de la Ciurea, în toate fântânile. Mai puțin sau mai mult protejate de acele ghizdere pe care le are sau nu le are pietruite sau zidite. 3. În urma precipitațiilor abundente, șanțurile periate în multe părți din sat sunt colmatate. Este necesară curățarea lor de urgență sau periodică, pentru că altfel să înfundă. Punctul 4. Tăierea vegetației care împiedică circulația. Sunt zone prin sate și mi-aș permite să vă rog chiar aici la cazemată, dacă se mai taie vegetația, asigură o vizibilitate, fiind un punct de circulație foarte important, fiind trecerii de nivel la cale ferată. 5. Domnilor, podul de peste trotuș, avem cunoștințe cu toții că este licitat proiectul pe masa executantului, numai că nu se apucă de acest lucru. Propunerea mea este următoare. Să nu mai deschidem urechile și să fim cu inimă de mamă cu executantul. Dacă invocă vremea nefavorabilă din perioada de când s-a făcut licitația până în zilele de astăzi și să procedăm la licitarea, relicitarea acestei lucrări. Pentru că timpul trece și podul s-ar putea să nu mai rămână. 6. Întreb de o problematică foarte importantă, după părerea mea, respectiv întreb care este stadiul achiziționării, în paranteză, a primirii tomberoanelor sau cubelelor necesare pentru colectarea selectivă a materialului, a gunoiului, a materialelor refolosibile. Dacă și așa mai departe. Celalte până aici le-am, dacă ați văzut, le-am notat, aici vreau să vă răspund pe loc, am discutat cu cei de la ABIS, ne-au chemat să ne vedea niște saci, că probabilitatea tomberoanelor undeva în toamnă. Niște saci se împărțim pentru reciclare. Eu fac informare colegilor consilieri că primăria împreună cu mine, prin mine, așa, m-am implicat, am butonat niște pliante în legătură cu colectarea selectivă a gunoiului în comuna Căiuți. Sunt tipărite un număr de 2000 de pliante. Pliantele respective sunt, consider eu, destul de explicite și ca să le înaintăm, să-i pregătim, nu putem să facem până când baza materială, respectiv pobelele. Acum, haideți să analizăm în câteva zile posibilitatea amânării sacilor respectiv, dacă sunt suficienți, faceți dumneavoastră o analiză, dacă sunt suficienți, să ajungă la toată lumea. Și nu în ultimul rând, să nu înaintăm sacii respectiv până când nu înaintăm acele pliante care sunt explicite în legătură cu colectarea selectivă a gunoiului. Cred că peste această trec la punctul 7. Domnule primar, vă vizează. S-a încheiat o epistolă de către un concetățean de-al nostru, respectiv Damian Sorin, din satul Căiuți, în numele mai multor cetățeni în legătură cu necesitatea realizării canalizării în zona dinspre, de la Brutărie încolo către tot cartierul ăla, strada Hăiotiului. Cunoscut este, fiind cunoscut faptul că această zonă este cu o vale, sunt fântâni, majoritatea se mai alimentează și se aprovizionează de apă și din aceste fântâni, iar fosele respective, nefiind corespunzătoare, se produc infiltrații. Deci este un real pericol pentru sănătatea cetățenilor.
Dumnealui m-a rugat să vă reamintesc că nu i-ați dat răspuns în termen. Ultima problemă, în vedere economicității sau a economisirii banilor noștri, al comunei, căutați să discutați cu cei care avem contract reglarea orei de pornire și de oprire a iluminatului public. Vă mulțumesc pentru atenție. Da, domnul consilier Bărcuț. Aș avea și niște urgențe pisate aici, dar le-au mai atins domnul Dinele, domnul Orcheanu, cum ar fi fost canalizarea din centru către primărie și cartierul. Și zicea domnul primar la un moment dat că se lucrează în direcția asta, dacă aveți ceva noutăți vis-a-vis de extinderea canalizării. Am încercat pe NRR, acum o să încercăm pe PNRR. Să presupune că acolo să fie cei mai mulți bani de apucanat. Da, vis-a-vis de podul la Hirtiu, tot a zis domnul colegul, domnul Orcheanu, până vine firma aia, fantomă, să rezolvi problema, hai să-l cârpim orea, că s-a rupt de tot. Deci s-a rupt de tot. E jad. Și capătul ăsta despre căiuț s-a desprins. E undeva la 25-30 de centimetri. Intră roata jumate. O să rămână mașinile acolo, fără roata. O să sară roata la un moment dat. Iar apa a pisat-o pralea și apa la nivelul satelor de peste apă, dacă s-a făcut ceva înaintări. Apa, pralea cere apă, noi peste apă cerim apă. Dar n-ai de o lună apă de stol. Mulțumesc, de aia să ai tu parte. Da. Și vis-a-vis de lucrarea asta la primărie, dacă ați consultat Consiliul Local înainte de a da drumul la renovare. Eu cu mine personal n-am discutat, poate cu colegii dumneavoastră din PSD. Probabil o să venim la plată, o să vină ziua care trebuie să plătim și atunci o să ne ceriți o părere, dacă... Mă rog. Dar nu plătesc. Nu plătesc eu, colegii noștri. Eu oricum nu votez că a trecut. Dacă vreți neapărat o părere, vă pot ceri acum, dar când e materiale, nu știu dacă... Nu, dacă aveți un... Avea cineva ceva împotrivă ca să dăm cuvară din mării, să renovăm că... Păi nu, dar... În deci, care... Haideți să vă spun de cine am apucat de chestia asta. Dacă știți, toți dintre dumneavoastră ați fost pe aripa, în primărie, așa se spune, aripa săracilor, ca aripa de la caserii, asistență socială și doamna Ioana cu... atâta front de lucru este și atât de mici erau birourile alea, că nu mai încăpeau, le vineau rafturile în cap. Deci le-am mutat pe hol, intenționăm arhiva din fund, am mutat-o toată de acolo, erau bucătării și mărim birourile, le modificăm ca și structură. Le facem niște birouri mari, în care se poată să-și așeze ca lumea dosarele, să aibă... Fetele de la Asociam erau două în 2 metri pătrați. Nu erau condiții de lucru. Da, dar construcția SIDI merge... Nu se atacă rezistența. Să nu trezim cu tavanul peste noi. Nu se atacă rezistența, nu nici. De asta avem poate avea un studiu de impact. Domnul ce vreți să faceți, cum vreți să faceți. De atâta timp nu mai fost cu zapumare. Da, mulțumesc. Domnul consilier Dunat, vă spun. Dragi colegi, și domnul primar, nu o să am pretenția să dea răspunsul la unele probleme care să le aduc la cunoștință. Se pare că sunt mai în temă ca dânsul. Și o să-i pun câteva întrebări și o să vă răgați până în următoarea ședință să-mi răspund. În primul rând, vreau să vă spun că reparațiile la primăria Căiuț, care se execută de firma Clausep, sunt valoare de 398.000 de lei. Este un contract încheiat, achiziționat, pe data de 19.06. Mai nou vreau să întreb pe domnul primar, dacă în nou contract de reparații drumuri cu SC Capital Invest de 450.000 de lei sunt prinși și este prins și traseul de la DN11A până la Pod, unde a fost asfalt și mai un pic și revine drum de piatră. Deci sunt două proiecte noi. Și aș vrea să-mi spuneți dacă aceste sume, care însumează 1 milion de lei,
se extrag din fondul de rulment, care, dacă nu știți, avem 4 milioane de lei în fondul de rulment, bani. L-am sesizat de la buget. Dar am lăsat așa, pentru că dacă sunt din acei bani, acei bani trebuiau rectificați și duși pe investiții. Cele două investiții, care sunt destul de mari, la 100.000 de euro, o să avem o primărie în Amboran, să dea Dumnezeu să fac, nu mă deranjează. Una. Alt lucru, dacă știți, și aș vrea să ne informați și cu noi totuși, că bugetul local, în decembrie s-au achiziționat 1.100.000 bănci și coșuri. Trebuie să ne spuneți, poate mai avem și noi un cetățean, mai avem și noi pe cineva care dorește o bancă, dorește un coș, să se pună, să... Știi, deci nu vreau să vă spuneți lucruri care le știți, lucruri executate, dar e bine să le aduceți la cunoștință și consiliul local. Poate consilierii noastre nu interesează, dar pe noi alții nu mai interesează. Da. O altă problemă care vreau să vă spun, dacă aveți cunoștință despre existența celor 5-600 de oi care sunt la Brăduleasa, este al treilea an consecutiv care am înțeles că vin și nu știu dacă aparțin de vreun crescător de animale din Comuna Căiuți. Sunt pe drum, trec, se duc pe izlazul comunal care aparține de licitat, de fermă. La fermă am văzut și eu cine sunt proprietarii de animale, cum s-a împărțit izlazul. Că nu mi se pare ok. O altă problemă care vreau să vă spun, din ce an deține Comuna Căiuți buldă excavator? Cred că sunt, din 2018-2019, cred, nu? Doamna secretar, dacă o primărie deține utilaje, buldo excavator în speță, este legal să faceți achiziție de contracte pentru închiriere buldo excavator? Pentru lucrări în folosul comunității? Punctual. Dacă noi avem un buldo excavator, fac contract și mai închiriez un buldo excavator? Nu văd. Este legal sau nu este legal? Da. Nu, dar am întrebat-o doamna secretar, nu te pune asta. Dacă este legal, foarte bine. Știți foarte bine cum ați votat? Dar nu, v-am zis, nu știu ce am votat, nu rețin. Dar noi am votat, eu m-am abținut la votarea bugetului, n-am votat nimic. Pentru că m-am abținut. Din N motive. Și m-am o întrebare pentru domnul primar. Dacă următoarele firme au contract cu primăria Căiuți sau servicii subordonate primării, Ormic, Stăncilă și Sofipet. Și la următoarea ședință o să vă spun de ce v-am întrebat acest lucru. Dacă au contract și vreau să-mi dați un răspuns, ori în prima ședință, ori în scris. Luați-o ca o interpelare. Dacă au contract, da, unde, ce și cum. Și la următoarea ședință o să vă spun de ce v-am întrebat acest lucru. O altă problemă, cei care au de executat ore pentru amenzi. Îi puneți la serviciu curții izlazul care l-ați dat în concesiune? Sunt oameni care au de executat ori în folos comunității și curăță izlaz comunal care este însușit anumitor crescători de animale. Dacă au voi, nu mă întreb mai mult. Vedeți, sunt niște lucruri care colegii trebuia să știe, dumneavoastră trebuia să ne anunțați, da, domnule, am făcut un contract de par primăria cu 4 miliarde, am făcut un contract de întreținere drumului, că pe mine chiar mă doare că se distruge drumul ăsta de la Găltiu. Venim permanent cu o cupă de piatră, de ce punem acolo, sau mări și grob și roșie, este păcat, nu știu. Să dea Dumnezeu să prinde sănațarii pe acele drumuri care vreți să le asfaltați, că nu-i pare rău nimănui. Din contră, chiar o să vă laud. Atunci, dar până atunci nu stric la câte miliarde să dau pe drumuri. Să cheltuie pe balast. Chiar nu se poate repara cu două mașini pe bitum un drum făcut care se duce în aibă să strică tot din ce gropile sunt mai mari. E bătaie de joc, ne luați în râs. Chiar nu pe mine, cât stau eu acolo, e egal cu bunica. Să facă craterul cât taie. Dar o să vedeți că din cartier într-o zi o să aduni oameni și blochează drumul.
este următoarea situație la care s-a ajuns. Dacă nu se poate rupi din atâtea miliarde, un miliard se repară un drum, care este asfaltat să strică. Că vezi, Doamne, poate îl asfaltez peste 20 de ani. Haideți să fim un pic pragmatici, să vedem și lucrurile care sunt. În 3 ani numai ce asfaltat. S-a făcut cu 100.000 de euro drumul ăla în cartierul CFR. Într-adevăr, atunci, dacă mergeam pe modernizare, mi-l dădea voie să punem un strat de asfalt. Au trecut și cei 5 ani și cei cât trebuia de garanții. Dom'le, se poate interveni și el. Aveți 4 milioane de lei în fond de rulment. Faceți ceva să repare și în cartierul ăsta. Să duce tot ce s-a făcut, să strică tot. Că sunt 11, 12, 13 ani când s-au făcut asfaltări. Cum s-au făcut? Au ținut la ce greutate și câte mașini trec. Chiar nu sunteți sensibili la nicio o problemă care îmi zic un consilier din opoziție, nu ai dumneavoastră. Cât dă și sunt de acord cu ce spune și nu mă deranjează. Că azi, doamnă primar, Mărcuț, ai 20 de ani de când vii cu probleme. Și am să mai vin 20 de ani dacă să mai trăiesc. Firma care a spus cu codul, băi, cum te-ai apucat de lucrare, s-am dat un termen. O să mă ați 2-3 reziliam altă licitație și du-te dacă e finanțarea aprobată. Dar, nu știu, dumneavoastră știți și... Chiar nu vreau, că poate o să ziceți că are Durlan ceva. Nu. Ce am spus astăzi, v-am pus niște întrebări pe niște lucruri care sunt reale și sunt ale comunității. Și am vrut să le aduc la cunoștință. Și dumneavoastră să spuneți dacă e bine, am greșit, n-am greșit. O să aștept ședința următoare să veniți să-mi răspundeți la aceste întrebări. Vă dau răspuns imediat, nu ședința următoare. Trebuie să gândesc dumneavoastră, că și eu am pregătit un contrarăspuns. Stați liniștit. Dar nu stau, dar foarte liniștit, să știți. Eu sunt foarte liniștit. Dumneavoastră... De ce se pune suspans pe colegiul? Dumneavoastră nu știți cât de liniștit sunt, nu vă puteți da seama. Eu sunt foarte liniștit. Să vedeți. Dar sunt niște, niște lucruri, ce vă deranjează? Niște lucruri care le-am spus colegilor. Păi, da. Și nu trebuie să-i dau răspuns. Trebuia să le spuneți dumneavoastră, vă întrebă toți cât costă reparația la primărie. Dar cum să nu știți cât costă? Tot avem un deviz, da, e un deviz, făcut declau un semn și le-a pus omul pe internet la unde și l-a pus, l-a extras, a semnat contractul, aia e forma. Dar vreți să facem dialog? Dar nu-i vorba de dialog, v-am zis ceva. Ce vreți dumneavoastră să facem începând niște din asta? Ce vreți? Mulțumesc. Mai erau multe, dar nu abțin, gata. Domnul consilier, dacă lucrările la dispensar s-au terminat, sunt finalizate, e și recepționat, s-au făcut recepția finală, și când vom avea medicul familie? Adică să fac ceva, e problema de SP-ul, eu țin ceva și din primărie, să implici și primărea sau mai treau grup. Și totodată, din medic veterinar. Eu, sincer, vă spun, vreau să vaccinez, mă chin de o lună de zile, am legătura cu domnul doctor Bartieni, care mi-a spus, domnul Matei, nu mai gestionez eu și căiuță. Nu găsesc, n-am ce să-mi vaccinez animalul. Deci, și medic de familie și medic veterinar, adică, poate, la vă implicați noastră la nivel comun, avem, am să medic veterinar un an de zile, postul vacan, nu? Aici și doamna Bondoș, poate găsim, să cadrăm în cele două funcții. O altă problemă este legat de viiturile astea, apele astea mari care au venit, podul de la Bolovani, imediat cum surcă la Măicuțe acolo, m-am uitat, taluzele marului au căzut de anii anterior, iar acum apa deja începe să surpe pe dedesubt. Dacă mai vin câteva ape din astea mari, pralea va fi izolată. Adică ideea este să zați, e adevărat că șoseaua este aparținut drumurilor județenii, dar să-ți faci o adreză, poate măcar la anul, privat în buget și repararea acestui pod sau ceva, că dacă mai continui câțiva de zile, se duce podul ăla. Și suntem s-a terminat trimestrul 2, vă reamintesc că în trimestrul 3 s-a achiziționat mătura rotativă pentru cribulări. Preventiv vă spun, vă amintesc ca să din timp să vă achiziționați. Da? Mulțumesc frumos! Da, domnul consilier, da, domnul primar, în urma foilor care au fost în ultima perioadă, șanța de la Vicuța s-a colmatat și ulița aia de la noi, ulița, cum îi spune, strada, știți, destul de bine, a Garoafei, a fost inundată complet, din gard în gard, pe data de 20, a 6. Și mai este drumul de exploatații în zona Imaș, care s-a rupt
vreo 20 de metri. Și oamenii acum, e timpul cosintului și au zis că trebuie neapărat să-și aducă nutrestul după câmp acasă. Și n-au cum, sub nicio formă, n-au pământ. Pur și simplu n-au pământ. Trebuie intervenit și acolo, cu utilaj, cu ceva, să facem ceva acolo. În stânga, nu? Da, stânga, sus, acolo, așa. A, și gaura din asfalt, aia, care zice domnul ăsta. La contabil, acolo, deci chiar e gravă situația acolo. Păi trebuie pus, măcar niște petoci. Deci, gaura aia poți să sari pe margini, cum așa, omori pe cineva. S-a lăsat de tot. S-a lăsat tare, tare. Deci, cum a făcut acea persoană de la Popieni, a pus beton, se poate pune și acolo. Nu e capar de canalizare, nu e, ca să zicem, că încurcă. Proprietarul ăsta, dar ăsta e șoseaua de acolo. Proprietarul, păi... Șoseaua a fost trăit înainte să facă asfaltul. Da, da. S-a lăsat din două zonă. Cine a făcut șoseaua, trăgea s-o rânge. Acum e pe noi, nu? Domnul Vici, nu? O face? Groapa aia, deci e foarte important. Și cu foarte important, pentru toți conducătorii au pus. Vreți să o mai gândească, domnul Vici? O atenție. Dar ce te-am întrerupt, Ioane, când ai vorbit tu? Nu, de este că ai să facem groapa? Nu este. Da. Se revede groapa. Domnul Vici, da, mulțumesc frumos, din încep. A fost acum, a fost acum. Ia? 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 Haideți. De trei oameni. Nu probleme. De trei oameni. În legătură cu drumul DNR Hertie, care este prevăzut a fi asfaltat, eu am proiectul acasă. De la început să-l studiez în vederea clarificării unei probleme. De la DNR la pod, nu mai este asfalt. De ce nu mai este asfalt? Pentru că el s-a făcut așa cum s-a făcut. A fost asfaltare de campanie, cum a fost și Brâncenu, satul Brâncenu. Într-o anume campanie electorală s-a făcut un pic de asfalt. În proiectul respectiv, eu m-am uitat, este trecută asfaltarea de la drumul național până la Heltiu, la intrare la intersecție. În atare situații, de ce am solicitat eu acel proiect acasă, ca să mă uit pe el? Să văd dacă este prevăzut în el dezasfaltarea porțiunii asfaltate, pentru că un drum presupune construcția din două elemente, infrastructura și structura, și dacă s-ar fi aplicat infrastructură peste asfaltul respectiv, nu este lucru în regulă. Pe de o parte, pe de altă parte, faptul că dacă se vine încă cu straturi peste straturile respective, îngreunează ieșirea din uricile din vale, din partea dreaptă a drumului, cum se spune. Și în atare situații trebuie, după cum vă spun, nu-i prevăzut, acolo trebuie luat tot asfaltul respectiv, acționat asupra infrastructurii drumului, în special de la ulița domnului Durlan, unde este balta aia și nu nu, nu am uliță, este o uliță, ulița de lângă casă. Trebuie să vă mai chinui să dezasfalteze, când trei de ce nu dacă, dar un lucru normal, așa ar trebui făcut. Mă opresc că văd că... Nu am uliță, nu sunt patru unde două uliță. Două cuțanșe de rezervat, deci să scuși la urmă. Situația, aceeași problemă, asfaltarea, situația drumului pe Iuțisat, de la facem asfaltare de groapa care s-a creat, aia e un lucru, să analizăm ca fiind un lucru. Drumul efectiv, de la stradă până la lipirea cu celălalt pronsol. Păi nu vă dat răspunsul, domnul Dudrac? Lasă-o să ne vorbim punctual pentru zona, acea zonă. Dar dacă credeți că este comică, sunt foarte bine. Orice pe trață. Pentru cine va fi definitivit și care-i problema? Eu am spus ceva. Am zis că nu vreau să fac dialog cu nimeni și dacă ați terminat, să iau punctual să vă răspund pe fiecare. Eu nu am vorbit nimic când am vorbit de oricine. Acum trebuie să facem din ședință CIT, aveți decât vreau să CIT. Este important. Gata, vedeți, tot cu ora ședinței.
era cel puțin 15:30, am vorbit cu colegul nostru la Laurențiu Matei, era undeva în vârful Bocmenea. Nu ne încadrăm în timp, deci acea jumătate de oră poate fi deplasarea. Deci cel puțin la 15:30, dacă nu la 16, cum a spus dâns. Acum nu... Să fim foarte... Deci era 15:30, era totuși o oră rezonabilă. Ați văzut și asta o fel la 15:30, am început. Cu amendamentul, cine l-a intrat la 15:30 pe ușă, nu mai este președinte ședință. Cine o fi? Să nu mai faci căutat. Deci își faci în așa timp și calculează, să iei ședință. Facem cum spuneți dumneavoastră, da. Ce probleme? Nu cum spun eu. Da. Mă spun colegi dacă o să fie de acolo. Dar vreți să fac o hârtie oficială la instituții, la dumneavoastră și să vă dea voie să veniți la ora 12? Puteți face. Da, mă, să vă înaintez o hârtie oficială. Și tu să faci știința la dăștirea. Le-am spus, le-am făcut o adresă de rezilierii
au venit, au spus că în maxim o săptămână s-a făcut de treabă. Dacă s-a făcut de treabă, adresa de rezilie este înaintată. Dar să știți, nici eu nu am mai putut suporta și discuții în primărie și online și peste tot. Da? Vis-a-vis de ce spune domnul Burlan cu drumul de la Căiuț. Din Căiuț Centru până la drumul finanțat pe Afin. M-ați înțeles greșit, nu drumul de la Căiuț. Am vorbit drumul de la DN11 până la Porta Hârtiu. Hârtiu? V-ați întrebat, domnul Burlan? Îmi pare rău. Haideți să-mi faceți drag, eu am notat aici. Notați. Eu am notat ce a spus, contract cu Capital Invest. Asta m-ați întrebat, da? Nu, Capital Invest acolo, de ce? Păi, depășit. Da. M-ați întrebat de contract Capital Invest, da? Haideți să nu ducem în eroare colegii, să le spun exact despre ce-i vorba. Este vorba de, este vorba de drumul care a fost făcut în 2012, plus numai binderul, nu mai continuat, nu făcut șanțuri, nu făcut drumurile laterale, urmează să se pună pe el stratul de uzură și drumurile laterale. Și este contract încheiat cu Capital Invest, cu achiziții făcute, cu tot. Este drumul pe care m-ați întrebat, de care a spus și dumneavoastră Roșcan, de asta v-am zis că o dat răspunsul domnul Durlan, că era vorba de același lucru. Este drumul din Căiuț Centru până la racordul la biserică cu drumul care este finanțat pe AFIR, care este asfaltat. Acolo este cele 5-600 de oi de la Brăduleasa. Să verificați în registru, Hoza are oi înregistrate și care ia bani și de la APP. Care Hoza? Hoza Marian și Hoza Miel. Vedeți, voi ești un porumbel de cu Hoza Marian. E treaba dumneavoastră. Ba, ești un porumbel de salariat dumneavoastră și bani din păsuri și într-o inconfabilitate groasă. Hoza, eu nu știu cum îl cheamă, Adrian Fiu. Hoza Marian înregistrată aici și ține pe păsuri la noi. Deci are oi și nicio problemă, da? Eu v-am spus care este problema, da? Păi atunci faceți gândii doamna secretarul primar și iar de firmele de care m-a întrebat domnul Durlan, m-a întrebat și de neau. Nu e nicio problemă. Da? Două dintre ele nu au avut și nici nu are contracte cu primăria și cu nici nicio instituție din comună. Mă refer la Ormic și la Slâncină. Una, cealaltă, Sofie Petru, are contract cu primărie. Care știi, nu cu primăria, cu PNDL-ul, e lucrare cu PNDL-ul. O știi toată lumea, e publică, fără niciun problem. Da? Așa spuneți că niciuna din ați dat, n-a avut contracte cu primăria sau subdiviziunea de primărie și nu. Cel puțin de când nu sunt primar, nu. Când o fi avut contracte cu primăria și cu aia, când nu eram eu la primărie sau nu eram primar, așa. E altceva. Dar de când sunt eu primar, m-au întrebat de leau, au verificat, aceste firme nu are contract cu primăria și... Da, au fost dosar la DNA, la DNA s-au dus la poliție, la Onești, nu e niciun problemă. Când ești într-o funcție, îți asumi niște chestii de reclamații, de DNA, de întrebări. Nu trebuie numărul de contract și tot. Chiar am spus tot. Îți dați, ca să nu fiți dubios cumva, sunt informații luate de pe site-ul de achiziții. Deci nu-s luate nici de la X, nici de la Y. Deci un cetățean din comuna Căiuț m-a sunat și m-a întrebat punctual. Chiar nu mi-a trecut prin minte așa ceva. Eu nu știu că eu după... În primul rând, eu... Pe site-ul școlii, firma... Eu nu am nicio legătură cu aceste firme. Dacă se referă la mine, la persoana mea. Da, bine, corect. Nu am nicio legătură cu aceste firme și nici nu... Nu, nicio legătură. Prima m-a spărat între... Dacă e așa, să fiți sănătos, nicio problemă. Nu v-am întrebat, deci am ce, ce v-am răspuns? M-a întrebat și mai era ceva, dar n-am putut mai zic. Vis-a-vis de oamenii de, care au ore de făcut de muncă folos comunități. Da, eu trimis domnul Vici, eu nici n-am știut, în față la Pepo, că e liber la toată lumea, să vede ori să taie mărăcine, e mea vorba. Dacă a făcut ceva rău... Păi și de ce nu-i taie poza? Dar de ce să-i taie poza? Poza a realizat ăla acolo. Da. Din ce vorbești? Nu știu cum ați învățit. Ăla nici nu este dat, am înțeles la doamna. Deci nici nu știam că era dat, că nu era dat. Dar am curățat ca să nu fie urât, să curățăm mărăcini pe de pe... că se vede imaginea drumului. Dar vorbești la cafea a fost serios. Da. Vis-a-vis de medicul veterinar, e o problemă, într-adevăr, domnul Matei. Eu știu pe domnul Partenii. Nu mai faci față, are o grămadă comun, el a refuzat comuna Căiuț.
dar nici ei de la, la oameni. Iar cu dispensarul am avut o recepție. Au venit cei de la ISC și ne-au, nu că au refuzat, ne-a dat o amânare pentru remedierea unor lucruri care le-au observat ei, pentru recepția finală, s-au remediat și acum urmează să vină din nou, să remediate și să va face recepția. Avem o cerere de la doi doctori din Republica Moldova, unul generalist și unul stomatolog. Încercăm să îi contactăm, să-i aducem. Doamna doctor care este aici, o să mutăm înapoi în dispensar. Deci contactați și vedeți dacă îți mai mințin în Băreasă. Da, da, da. Vis-a-vis de, v-am zis și la început, de lucrările din primărie. E un deviz estimat de 300 și ceva de lei. Dar să vedem cum se încheie, că e deviz estimat. Da. Să vedem cum se încheie și cât costă când te apuci de dărmat și de renovat ceva. Nu întotdeauna știi ce este de sub. Dar știți că am revenit la devizii la oricând. Nu știm. E un deviz estimat, făcut prin niște măsurători, prin cataloge, prețul, tot ce este. Și achiziția acum ați făcut 38.000 de lei. Ați făcut achiziții, contract de achiziții, își asumă fiecare, orice lucru. Nu vreau să vă asumați, era corect în cel din 100.000 de euro. Iar vis-a-vis de banii care sunt în fondul de lume, se pot duce pe investiții, din banii aia facem și drumul de la Peguț. O să mai facem și alte investiții, dacă nu putem prinde investiții pe proiecte. Câți bani economisiți de executivul ăsta, în mandatul anterior, și de Consiliu. Deci, îți bani economisiți de noi, da? Avem acum, la calamități, un proces verbal făcut cu cei de la prefectură, SGA și tot comisia. Digo, 500 și ceva de mii, deci mai, sperăm să nu mai primim vreo 6 miliarde și să remediem toate șanțurile de care pomenea domnul Orheanu, drumurile, drumul de la Căiuță de acolo, de la Ivan, la Florești, toate punctele. Toate punctele care au fost afectate din inundațiile de săptămâna trecută, am făcut situația operativă, am consemnat, au venit prefectura, se iau, mi-a făcut proces verbal, urmează să primim bani. Cum și firma sau pe care vă se reziliezi? Camino Construct. S-a făcut notificare de reziliere, le-am făcut, nu de reziliere. Da? O răspuns firmea ta, dar reparând. Care vă? Avem contract deja început la asfaltă. Este contract și o cacu pe 24 și înțeamnă. Reparați-vă. Da. Domnul primar. Nu am zis. Duel. Ce i-am zis bate la cap? Acum dacă îl faci... Dacă voi îți mai spun ceva, domnul primar, și urtați cuvântul la o replică? Hai, dacă drept la replică și încheie și niciodată. Domnul primar, eu vă felicit că vorbiți atât de frumos și vă dea Dumnezeu sănătate, vă dea vreo 10 miliarde la reparația acut pe inundații, dar sper din tot sufletul să nu faci investițiile ca acum 3 ani la inundații cu 4 miliarde, unde ați cărat 20 de mașini de balaj, nu ați făcut un pont. Sper să vă dea Dumnezeu mintea și chilvința de pe urmă, măcar din atâtea miliarde strunați 2-3 poduri sau 10 șanțuri. Domnul Dula, dar ce nu mă lăsați să te... Domnul primar! Tu ești din afară de subiect! Hai, ce vorbiți? Hai, auzi! 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 Hai, auzi!